strike like lightning and you score like thunder. Din motive neelucidate, zilele trecute ne gândeam să vorbim și noi, ca băieții, despre fotbal. Ce vreau să vă spun în legătură cu meciul de seara României cu Muntenegru, că aici și sezonul 3 de Narcos, dacă vreți să... Câteodată nu sunteți români pentru mine, câteodată am senzația că eu sunt mai român decât voi. Și am văzut o postare la un prieten pe Facebook, al Cosmin Domite. I-a zis, bă, cred că ar trebui să facă totuși Naționala României de acum încolo contract pentru difuzarea meciurilor cu Cartoon Network, să dea reluare pe Boomerang. Ar fi senzațional. Mi s-a părut foarte bună asta. Interesant e că la Craiova se construiește un stadion nou, deși e din ce în ce mai clar că fotbalul românesc ar putea funcționa la fel de prost, doar cu bere la pet și săl de pariuri. Eu stăteam și mă întrebam de ce oare nu le-a venit ideea să însămânțeze măcar la inaugurare cu praz. Îți dai seama că asta ar face în conjurul lumii? Să inaugureze un astfel de stadion care a costat de 10 ori mai mult decât trebuie și a durat cu vreo 3 ani în plus să aibă și un gazon de praz? Dar eu mă închipui ce discuție a fost la Consiliul Local acolo. Dom'le, avem o problemă. Ce problemă? Vine Skrillex în Craiova. Ce facem? Unde îl ducem? Crantold, sau nu știu cum se numească. Crantold. Old. Old? Old-old. Old-old. Eu aș merge la Old-old cu cea mai mare plăcere. Până una alta, e de remarcat că, în ciuda tuturor vicisitudinilor, noul stadion Ion Oblemenco se face. Vă reamintesc că mai întâi s-a ajuns la concluzia că mezaninul trebuie transformat în etajul întâi. Motiv pentru care s-a decis că mai trebuie construit un etaj, deși acoperișul fusese deja instalat. Apoi s-a descoperit că acoperișul de la Peluza Nord a fost montat greșit, elementele de copertină având niște abateri de 25 de centimetri. Adică exact cât îl desparte pe Cristian Băluță de ideea de minge. Care nu se potrivește. Cu înălțimea, cu cutare, cu vânturile, cu... Da, am văzut pe la știri, da. Ăsta a început pe vremea când Olguța era primar, nu cred. Nu înțeleg de ce nu învață de la meșterii mai bătrâni. Trebuie zidită Olguța acolo. Dacă vrei să iasă stadion, ce-i făcut asta? Uite-te, bă, că pe noi ne învață istoria, bă, ce avem de făcut. Când ce faci ziua, se surpă noaptea, știi ce-i de făcut. În fine. Remarc că un suporter craiovean s-a strecurat recent pe șantierul stadionului și a remarcat ce se vede dacă stai pe unul dintre locurile din dreapta tribunei oficiale. Practic, s-ar vedea bine dacă s-ar putea observa poarta dinspre Peluza Nord și, grosomodo, un sfert din teren. Prin urmare, înclin să cred că zidul de beton de la Craiova face parte din masterplanul lui Răzvan Burleanu, în ideea că orice neîmplinire de ordin tehnic din fotbalul românesc se poate compensa oricând, prin imaginație. Cum să zic, adică dacă nici de aici nu vezi luminița de la capătul tunelului, că uite, tunelul este exact în față. Aur, deci peretele ăsta e aur de aici. Nu, e ok. Bine, eu l-aș mai scrivi, si, aș pune așa și niște poze, ceva pe el. Adică l-aș face. Da. Cumva este în totală concordanță cu ce se întâmplă în fotbalul românesc. Parcă niciun fotbalist românesc nu vede poarta. De ce ar vedea oficialii? Oricum te prinzi, dacă să zicem că Craiova atacă după betonul ăsta, da? Nu vezi că dă gol, dar nu te prinzi? Sunt 30.000 de oameni care urlă gol. Ești autist chiar așa, adică nu-ți dai seama că e gol? 1, 2. Dacă după ăsta pui suporterii echipei adverse, ești păzit. N-auzi, nu trece pe un beton, n-auzi toate injurile, toate alea. Auzi, niciun tovarăș de la PSD, când va face marele meeting de pe stadion, că de-aia stadionul nu va sta în colțul ăla. Acolo va sta opoziția, tovarăș.